seara, doamnelor și domnilor, ediție incendiară a punctului culminant, după cum v-am obișnuit, vă prezint previziunile meteo și seismice pentru România. Specialiștii explică șirul de coincidențe meteo-seismice. Veți vedea și un document oficial de ce a murit fina lui Boc. Legiștii explică ce s-a întâmplat soției fostei soției a președintelui Consiliului Județean Cluj și pericol pentru românii care vin din zone exotice. Veți asculta și avertismentul medicului cu 20.000 de diagnostice de cancer. Misterul cancerilor turbo care răpun oamenii de 20-30 de ani. Și cea mai mare țeapă, le-au furat identitatea. A devenit un fenomen național. Vedete și politicieni trucați în rețelele sociale pentru țepe. O intervenție de urgență a medicilor, criza lui Cornel Dinicu, patronul fermei dacilor, aberații în dosarul penal, interdicție imposibil de respectat. Vă vedea și pe Putin în scutece, într-un documentar care aruncă în aer Kremlinul, iar un Cristoiu este ferm. Generalii noștri sunt grași și fălcoși. Cristoiu explică proiectul Bocancul, cine va face până la urmă armată. Ce ascunde manevra pregătirii românilor pentru război? Iar Valentin Stan dezvăluie la rândul său planul de panicare a românilor. Ce a aflat Cristoiu despre telenovela DNA cu amanta fatală? Și o nouă terapie, doamnelor și domnilor, de ce stă Olivia Ster cu zilele în întuneric? Acestea fiind spuse, dați-mi voie să o prezint invitații, să le mulțumesc că sunt alături de noi în această seară și să procedem la treabă. Într-o legătură telefonică directă, doamna Elena Mateescu, director general al Agenției Naționale de Meteorologie. Să rămână, doamnă, mulțumesc că sunteți împreună cu noi. De asemenea, mă bucur să vi-l prezint și că este alături de nou de noi pe domnul Ioan Munteanu, lector, specialistul nostru în plăci tectonice. Zisei bine, domn profesor? Aproape? Da. Încă mă mai antrenez. De asemenea, domnul general Cornel Dobrițoi, fost ministru al Apărării Naționale. Nu știu dacă gras și falcos, cum zice Cristoiu, dar vedem, combatem și dezbatem. Cel mai mare sociolog al epocii moderne, domnul Marius Pieranu. Bună seara, domnul Pieranu. Mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Florin Manole, președintele PSD sectorul 1 și deputat al Partidului de Guvern. Și nu în ultimul rând, Răzvan Savaliuc, fondatorul site-ului Rujul.ro. Bună seara, Răzvan, mulțumesc și ție că ești împreună cu noi. Breaking news. Cu tremuri atipice în România, un seism de 4 pe Richter s-a produs azi noapte în Ialomița, mai exact la ora 23:50 de minute. Asta după ce ieri au mai avut loc 4 cu tremure de suprafață în Dâmbovița, Argeș și Vrancea. Domn profesor, direct vă întreb, are vreo legătură până la urmă schimbarea, de fapt au vreo legătură schimbările astea cum să spun, nu semnificative, mai mult decât semnificative ale vremii cu mișcările plăcilor tectonice. Adică azi minus 15 grade, mâine plus 17, să simte ceva acolo înăuntru, în scoarță, că scandese și parcă din ce în ce mai aproape în ultima vreme de noi. Nu v-am mai văzut decât erau la Runcu acolo, dar erau departe să fie la ei acolo. Da, dar acolo... Gorj. Da. Da. Nu, nu există nicio legătură directă. Asta, gândiți-vă că zona Dângheț, dacă o luăm așa, e la 2 metri, nu acolo se face groapa, între altele. Ăsta la cât a fost ultimul? Ăsta a fost la 10 km, deci nu există o legătură direct, nicio legătură directă între fenomenele meteo și procesele tectonice. Deci nu există? Nu. Noi avem o serie, bineînțeles, există o serie de zone, așa cum ați văzut, unele devin mai active într-o altă perioadă de timp a vieții noastre, altele sunt mai... Da, de asta de la Ialomița știam că e zonă tectonică? Da, știm că avem o serie de astfel de falii, unele dintre ele inclusiv cele care trec de la... Nu fac reclamă, dar se o localitate care se numește Fierbinți, tocmai de acolo se numește Fierbinți, pentru că ai și niște izvoare care sunt mai calde și care sunt legate tocmai de existența unor astfel de falii care conduc
și căldura puțin mai sus și niște izvoare puțin mai calde. Dar în epoca modernă n-am auzit, cel puțin să fie consemnat un cutremur în Ialomița. Eu care sunt din Ialomița, n-am auzit. Da, în general, cutremurile sunt de intensitate mică în zona asta. Mai există și o treabă legată de aparatura pe care o avem acum și care putem să înregistrăm și cu tremurile de valoare mult mai mică, ceea ce în trecut era mai puțin probabil să înregistrezi astfel de valori și atunci, bineînțeles, că... Dar au cumpărat ăștia de la institut device-urile alea de care ziceau, când vorbeam noi pe vremea cu tremurilor din Boș, că ziceau că așteaptă o comandă de senzori și nu mai știu ce pe care să le ducă rețeaua de senzori actuală este mult mai bună decât ce aveam înainte de 90 și oricum mult mai bună decât ce aveam până în anii 2000. Ceea ce face ca să avem o densitate mai mare de cutremurile registrate, tocmai pentru că înregistrezi și valori mai mici ale cutremurilor și poziționarea e mult mai bună. Dar asta nu înseamnă că noi am avut cutremure și în zona la nord de București, dar și la Galați, alea celelalte Galați, acum nu mai sunt, bine, nu mai sunt, mă rog, cutremurile există în continuare, există și să fie în continuare. Numai că iarăși, cum discutam, acea perioadă de revenire, care probabil că nu o să mai apucăm noi curând chestia asta, eventual, peste câțiva ani. Dar, iarăși, un cutremur de 4 grade și ceva, în general, s-a simțit doar local. Nu înseamnă că va genera probleme. Și nu înseamnă că nu o să mai avem... A avut replici cu tremurul ăla de azi noapte, de ăla de 4? Nu. De câte am văzut eu, nu au avut astfel de... Dar l-au reevaluat? Că inițial a fost 4,2, cel puțin pe aplicația pe care o am eu. Există și raportul manual acum. Da? Deci a rămas la 4, nu? La 4, da. 4,1. De la cât ar trebui să ne îngrijorăm hai să spunem, cum e construit Bucureștiul ăla actual? Și, în general, cum e construită România? Că bănesc că nici în provincie nu se construiește cu mai mult talent decât la București. Depinde ce vorbim de construcții. Cred că ce mai mult trebuie să ne îngrijoreze zona centrală a Bucureștiului cu acele clădiri care nu au fost renovate după cutremurul din 44, pentru că eram după război, nici după cutremurul din 79. 79 e altă. Din cutremurul din 77, nici după cutremurile din anii 90 nu s-a întâmplat nimic. Și dacă vă uitați acum în centrul Bucureștiului, o să vedeți că e cam părăsit. Adică, vă uitați pe pasajul Victoriei, vedeți că e părăsit cam tot. Vă uitați la hotelurile de pe bulevard, cele înalte, tot e gol deasupra și așa mai departe. Centrul vechi nu e părăsit. Jumate din el. Jumate. Dar problemele acolo vor fi, mai puțin probabil să avem probleme semnificative pe clădirile noi. Dar construcțiile astea noi respectă standardele alea de rezistență a materialelor și de tot, care, mă rog, într-o vreme erau obligatorii. Bănuiesc că în conformitate cu legea sunt obligatorii și acum. Da. În conformitate cu legea este obligatorie și acum, din ce știm noi sau din ce am văzut, cel puțin comportamentul la ultimele cutremure, nu au fost probleme, inclusiv cutremurile, inclusiv cele din Gorj, unde se speriase toată lumea, nu au avut probleme, nu au picat clădirile, au picat la fel probleme legate de reparații ale coșului sau tot felul de țigle care nu au fost prinse. Da, alea de la Gurge au zgâlțit bine, că am stat de vorba cu oameni de acolo. Da, și am vrut de acolo și m-au sunat instant și se gândeau unde se fugă. Și am zis, în Hawaii măcar, dacă tot fug undeva. Dar nu, că și aia au cutremurul mai mare și tsunami, așa că și nu fugi prea bine, da. Dau și rechin. Dar nu asta e problema. Problema este că în afară de câteva probleme de tencuială, figle, coșuri și alte probleme astea de exterior, nu au fost probleme structurale majore care să pună în pericol blocul. Profesor, era în copilăria mea și unor domni de aici de față, au mai multe așa, era kitul de cutremur care se transmitea din gură în gură, că nu era ca acu să intri să găsești. Și una dintre ele era fenta aia, că să te ascunzi sub grindă, să te pui sub grindă, sub... Bine, și acum... să eviți scările. Și acum, bun, stai un pic, stai să-l întreb. Casele de azi, multe numai au grinzi, adică... Păi aia ziceam, dar apropo de standardele de construcții, deci e valabil aia cu grinda sau nu e valabil? Păi, principiul de a te ascunde sub o grindă este ca nu, dar nu aveai ceva care să pice deasupra. Sau eventual să pice un dulap pe tine care nu l-ai prins. Așa.
Asta era principiul. Grinzi există, inclusiv la apartamentul meu din Popei, și am suficiente grinzi și pe o parte și pe alta. Unele chiar incomodează că nu a fost designul cel mai bun. Păi și dumneavoastră, ce face profesorul de cutremure când vine cu tremurul la Popești și îl simte? Nicio problemă, stau liniștit și cam atât. Eventual mă uit să nu, eventual dacă e ceva, să mă retrag în zona în care să nu pice pe mine un mobilier care nu-i prins. Dar în general, cam toate sunt prinse în perete. Ok? Cel mai greșit lucru pe care poți să-l faci este să te apuci să fugi, fie pe scări, fie pe exterior, unde pe exterior mai sunt mai unghivești prins prost, mai e cum s-a întâmplat. Nici aia cu liftul nu-i șmecherie. Nu, pentru că lifturile s-ar putea, la astfel, unele ele se blocheze automat. Deci s-ar putea să ai o neplăcere și mai mare să blocheze automat liftul în sine, decât să fugi. Și până aștepți liftul, cred că trece cu tremurul. Adică, totuși, în România, tremure care să fie foarte, foarte lungi, ca perioadă de timp, nu avem. Astfel încât să aștepți cu tremurul până... Deci, dumneavoastră, nu sunteți pe goană când începe să se zgâlție. Nu, deși stau la etajul 1, da. Eventual, dacă s-ar pe geam, aș putea să-mi rup un picior, da. Sau știu eu. Dar nu, pentru că, în principiu, s-ar putea să ai mai multe neplăceri cu ce există pe exterior. A, deci ăsta e bun. Presupunem că nu se năruie blocul cu totul. V-am spus, dacă aș sta în centru, n-asta, în multe blocuri din centru, n-asta, pentru că tocmai asta e problema. Majoritatea sunt neconsolidate și la unele dintre ele o să cadă mai, cel mai repede fațadele decât până pică blocul. Că nici alea pică și așa. Adică, inclusiv la, dacă uiți pe la Agenția Apelor Române, pe lângă, pe acolo, mai pică din când în când în fațadă. La unde e Agenția Apelor Române? Nu pe Câmpina, nu, lângă Academiei, pe stânga. Tot în centru. Centru de centru, da. Deci există posibilitatea mai degrabă să spice ceva din ornamente sau burlane neprinse. Ștucaturi. Depinde cum se numesc, nu sunt arhitect să dăm toate detaliile, dar în principiu cel mai bine este să stai destul de calm, pentru că oricum dacă încerci să faci ceva, mai degrabă ai tendința de eventual să-ți rupi în picior, să te pierdici pe scări sau... În același timp, domnul, vremea este tot mai ciudată. S-au anunțat vijelii în toată țara până miercuri dimineață, dar valul de aer tropical a adus temperaturi de primăvară. Și o salut din nou și mulțumesc pentru disponibilitate și răbdare pe doamna Elena Matescu. Să rămână, doamnă! Bună seara! Săptămâna trecută, când vorbire, m-am rugat și eu să fie mai cald. Văd că ruga mi s-a împlinit, dar acum veni și cu tremurul. Nici nu știu cum e mai bine, mai pe fric și fără cu tremur sau pe cald și cu cutremur. Cred că trebuie să ne obișnuim cu aceste alternanțe foarte mari de la o săptămână la alta sau de la o zi la alta. Dacă luăm în considerare astăzi cele 22 de grade Celsius, la Calafabă, Ilej, Bechet, Vinicea, cu 20-21 de grade în capitală. Și mai putem să consemnăm la această oră că astăzi 122 de stații din cele 168 administrate în cadrul rețelei naționale de specialitate au înregistrat cele mai ridicate temperaturi maxime de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră până în prezent. Iar în această dimineață, la 64 de stații, am înregistrat de asemenea valori, cele mai ridicate valori ale temperaturilor minime zilnice pentru o dimineață de 6 februarie, ieri 5 februarie 56 de stații cu recorduri zilnice ale temperaturilor minime. Și rămânem pe un fond de vreme deosebit de caldă în continuare. Mâine contăm de asemenea pe valori între 8 până la 19-20 de grade Celsius. De asemenea, joi unecart între 8-18 grade, vineri 19-20 și chiar finalul de săptămână, sâmbătă și duminică, 12, posibil din nou 21 de grade Celsius, cu valori de asemenea foarte ridicate, inclusiv în capitală, 17-18 grade. Și rămân de interes în continuare intensificările de vânt. Aia vreau să vă întreb, că a bătut un vânt două zile, am crezut că e sfârșitul lumii. Rămân în continuare
de interes zonele aflate sub incidența podului galben și vorbim aici de nordul Crișanei, Maramureș, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și vestul Moldovei, acolo unde vântul va face în continuare cu putere și vorbim de intensități la rafală de 55-60 de km pe oră, iar la munte 90-100 de km pe oră. Și mâine se menține același ecart al intensificărilor de vânt mai mare în continuare la munte, rafale de 80-100 de km pe oră și cu siguranță mâine vom actualiza alerta meteorologică din această perspectivă. Să rămână, doamnă, mulțumesc mult că ați fost alături de noi, mulțumesc mult și domnului profesor că a fost împreună cu noi. Sperăm să avem tot mai puține cutremure de comentat, dar după scepticismul pe care l-afișează domnul profesor, cred că ne mai vedem zilele astea. Eu nu afișez niciun scepticism, nu e vorba de a crea panică sau a... este ideea că vom avea cutremure în oricare parte a țării, nu neapărat Vrancea. Vrancea, bineînțeles, este cea mai activă și o să fie vedeta. Dar asta nu înseamnă că nu vom mai avea parte de cutremure. Am a nega ceva nu înseamnă că ne ajută la ceva. A, sunt convins. Și mai degrabă... Bine, atunci vă întreb și când vine la nimicitorul următor. Aia nu pot să spun că mi s-a stricat globul de cristal și nu mi-a... Numai domnul Mărmureanu îți poate spune. Păi nici măcar domnul Mărmureanu nu ne mai spune cu exactitate. De-aia sunt în dubiu. El la revizie globul de cristal și nu a venit pe la revizie globul de cristal. Doamne și domnule, dacă nici domn profesor nu știe când vine cutremurul mare, înseamnă că mai durează. Breaking news. Este oficial, fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, Camelia Tișe, a murit din cauza malariei. Cel puțin asta arată documentul de medicină legală. Notărița se întorsese recent dintr-o vacanță în Zanzibar, de unde ar fi luat virusul. Fiina lui Emil Boc a confundat însă simptomele malariei cu cele ale unei răceli și ar fi încercat să o trateze acasă cu vitamine. Camelia Tișe a început să se simtă rău la întoarcerea din vacanța petrecută în Zanzibar. Nu ar fi dat mare importanță simptomelor pe care le avea, iar virusul luat de acolo a ucis-o. Fosta soția președintelui Consiliului Județean Cluj a fost găsită fără suflare în casă de menajera ei. Camelia Tișe s-a întors în țară la sfârșitul lunii trecute, 30-31 ianuarie, iar de atunci a început să se simtă rău. Nu prea a povestit cu nimeni despre aceste aspecte de sănătate. Cert este că apropiații au declarat în cercuri restrânse că Camelia Tișe ar fi încercat să se trateze singură cu vitamine. S-ar fi stins pe picioare în doar câteva zile. S-a ridicat suspiciunea de malarie, având în vedere zona în care a călătorit, simptome și la care testele diagnostice efectuate la Institutul de Medicină Legală au arătat și au confirmat această suspiciune și pe certificat este diagnostic de malarie. Potrivit unor surse, Camelia Tișe ar fi refuzat să se vaccineze împotriva malariei înainte să plece în vacanța din Zanzibar. Și acum să vă luăm cu începutul. Unul la mână, când pleci în vacanță în Zanzibar, nu trebuie, sau nu trebuia, să te vaccinezi antimalarie, domnilor și domnilor, pentru simplu motiv că, în conformitate cu raportările optimiste ale zonei turistice de acolo, malaria fusese eradicată în insulă și era activă numai în Tanzania. Una peste alta, însă, malaria face ravagii în România. Românii care se întorc în destinații exotice sunt mai nou în pericol. Spre exemplu, astăzi un bărbat internat de malarie la Spitalul Victor Babeș a murit, călătorise tot în Zanzibar. De pe altă parte, în ultimele 24 de ore, la Victor Babeș au mai ajuns doi pacienți cu malarie, de asemenea, întorșele 5 din Zanzibar. Dragoș Bisticeanu vine cu toate detaliile. Dragoș? Bun găsit tuturor! Vin cu un anunț de ultimă oră despre destinația de vacanță preferată de români în această perioadă. Vorbim despre explozia cazurilor de malarie în Zanzibar provocată de țânțari. Controversele sunt alimentate de faptul că Fundația Bill și Melinda Gates s-ar fi implicat prin tot felul de programe, inclusiv legate de eliberarea unor țânțari modificați genetic pentru a eradica această boală. Informațiile vin în contextul în care în țara noastră s-au înregistrat în ultimele 3 luni 11 cazuri de malarie, fapt anunțat chiar de Ministerul Sănătății, boala apărând la pacient
pacienți care au călătorit în zone din Africa. Inclusiv decesul Cameliei Tișe ar fi fost provocat de malarie. La fel s-a întâmplat și cu un alt bărbat care a călătorit recent în Zanzibar. Tot în Zanzibar a izbucnit un adevărat scandal. Turismul de acolo este aproape de colaps din cauza penuriei de alcool. Guvernul este îndemnat să intervină. Lanțurile de aprovizionare au fost afectate și prețurile au crescut și chiar s-au dublat. În consecință, unele unități de cazare situate în apropierea plajelor au început să vândă doar băuturi răcoritoare, fără alcool, iar proprietarii îndeamnă guvernul să-i ajute să rezolve situația. Zanzibar este majoritar musulman, așa că este interzisă producerea alcoolului, iar produsele alcoolice provin în mare parte din Tanzania sau din Africa de Sud. Mulțumesc mult, Dragoș, au mai rezolvat ăștia o destinație turistică. Le-a dat malarie și lipsă de alcool, s-a rezolvat și cu resorturile de 5 stele de acolo. Una peste alta, completări. Nu există vaccin antimalarie, domnilor și domnilor, nu vă mai luați după toți specialiștii, să iau niște pastile, Malarone sau Elochin cu câteva săptămâni înainte, cât stai acolo și câteva săptămâni după, și vă spun de la cineva care cu asta s-a ocupat foarte mulți ani de zile. Domnul Savaliuc, mă întorc la cazul tragic al fost. Domnule Tiș, ce m-a surprins pe mine este că după ce ieri a fost o zi de tăcere vecină cu camera, că și remarcam aseară, dacă se întâmpla în București și cu oricine altcineva, erau camerele de filmat non-stop, 24 din 24 transmiteau din oră în oră de acolo. Ieri era o liniște la Cluj, de ziceai că nu se întâmplase nimic. Astăzi, brusc a apărut certificatul medico-legal. Așa repede să fac autopsiile sau cum ne zice mai nou acum. Probabil că fiind o persoană importantă în județ, s-a dorit să se afle care e cauza și ca s-au mișcat repede. Poate pentru mister. Un cetățean obișnuit nu se mișcau lucrurile repede, dar aici s-au dimineața mișcat. La primă oră l-am văzut eu pe Mircea Sime, care avea și documentul. Este trist și tragic să mori atât de neașteptat. 47 de ani totuși, adică. O boală care nimeni să nu depisteze și să ajungi într-o fază să mori fără să ai niște simptome mai grave care să te facă să mergi să te duci la medic. Malaria este tratabilă, să înțelegem extrem de bine. E chinină, pe singurul medicament pe care eu știu că ajută nu la malaria. Nu mai există tratament pentru malaria. E cel eficace, am eu prieten care a făcut de 5 ori malaria. Toate sunt pe bază de chinină. Până natura slujbei locuiește în Africa. Și de-a lungul istoriei lui, mai mult sau puțin recent, a făcut de 5 ori malaria. Însă ce e surprinzător să ajungi să mori fără să ai o stare gravă, să te simți rău atât într-atât cât să te duci la medic. Poate dacă ajungea la medic în timp util să descopere. Nici eu nu sunt un mare fan al doctorilor, dar mai cunosc câțiva dintre ei, mai sunt, când în când îi mai întreb una alta. Dar se poate apela medicul în situații de urgență și prin 112. Și nu știu dacă un medic chiar obișnuit putea să pună diagnostic. Hai, mă, să știți că eu cred că dacă te întorci dintr-o țară exotică și ai niște simptome, care dacă ai stat doar în România, legitim ar putea să ți se pară o febră banală, nu strică să te duci. Malaria nu prea se manifestă cu febră banală, de obicei cu febră violentă. Dar sunt unele alt tip de manifestare, și așa mai departe, și stomacale. Care dacă ți apar după ce simptome care ți apar după ce ai fost într-o țară exotică, nu exagera să te duci un pic la spital să te verifice. Adică să stai acasă în contextul ăsta, încă o dată repet, deci dacă ești pur și simplu un om care stă în România în fiecare zi, trăiești aici, ai o febră mai mare sau mai mică, poate să nu te sperie, că e banal, dar când știi că dintr-o zonă în care poate să aibă și genul ăsta de... Știi ce m-a uimit pe mine, apropo de cazul respectiv? Că unele site-uri de știri afirmau că, conform surselor locale de la Cluj, că doamna nu ar fi suferit niște violențe, de n-a suferit niște traumatisme. Păi se traumatizează. Stați un pic, domnul Dobrițoiu, deci, la africani... Au confirmat faptul că n-a fost bătută de bărbatul. Dar să înțelegem că... Stați un pic, nu sunt. Suntem în două planuri diferite. Fostul bărbat, că nu mai era maritată. Tișe s-a recăsătorit, are și un copil să-i trăiască cu noua lui soție și așa mai departe. Reclamația că ar fi bătut-o, Tișe s-a petrecut în timpul sau imediat după desfacerea căsniciilor, când au avut un proces extrem de urât. Înseamnă că oamenii sunt otrăviți. A murit un om și spui, domne, n-au fost urme de violență. Și au repetat, era repetat. Da, și-a băgat-o pe aia cu cauze medicale, la dracu, în esență, cam toți murim de tot cauze medicale. Tot la iurea, așa. Mă râs pe ele, nu. Noi, femeia asta, totuși, odată, dincolo de faptul că a fost cabinetul doi al județului, o lungă perioadă de vreme cât era încă soția domnului Tiș, nu era o troglodită.
E notar public, adică nu e una cu 7 clase. Dacă dai un search pe Google, nu mai mult decât atât, da? Africa malaria, repet, pentru africani e ca gripa pentru noi, da? Te candoboară, dar îți revii dacă te tratezi. Să stai în casă și să o arzi pe vitamina C sau ce păcatele mele o fi luat de la multivitamine și așa mai departe. Adică, mie de asta mi se pare, repet, nu era o femeie, nu știu, că nu vreau să jignesc pe nimeni de la coada vacii care a auzit pentru prima dată în viața ei de malarie și mai ales că venea din Zanzibar, da? Și toată lumea se întreabă când te duci în Africa, băi, e vreo boală, nu e vreo boală care se poate lua? Ce să spun, eu am colegi și cunosc oameni care au chiar doctorate pe bună și absolvenți de învățământ superior, firește, care nu s-au vaccinat de COVID sau de orice altceva toată viața. Cu totuși, cu totuși. Bă, nu intră în aceeași arie. Nu adică, intră în aceeași arie. Dacă în protocolul medical pentru turismul în Zanzibar, Tanzania, zona aia, nu există, și apropo, probabil că am fost eu în Zanzibar. Am fost eu cu familia în Zanzibar. Dacă plec în Zanzibar, nu mă duc... Și de asta este una dintre... Deci, dincolo de peisaje, de dragi, de lași, de marea, de o culoare superbă și de plajele albe, una dintre, sau unul dintre punctele de atracție ale Zanzibarului Mare este tocmai faptul că nu trebuie să faci vaccin antidiverse, dragi, da, nu de malarie, ci de alte maladii care se pot lua din celelalte țări africane. Deci ăsta era unul la avantaje, știi, când îți dădea preț mic în comparație cu altele, condiții de lux, fără vaccin și așa mai departe. Morala poveștii este că trebuie să ne interesăm foarte exact unde... Uite, de pildă, eu nu am mers în niciun... Și nu am de gând să merg în nicio țară din cele pe care le-ai enumerat tu. Inclusiv în India, unde am o obsesie culturală cu India, dar din acest motiv nu mă duc. Am spus că nu voi merge într-o țară unde trebuie să mă vaccinez. India este printre cele mai complicate. Exact. Din adică și India asta e o imensă cultură. Nu stăm să... Și nu mă duc din motivul ăsta. Nu vreau să mă vaccinez. M-am vaccinat de COVID. Păi, dar m-am omorât. Erai fanul vaccinului de COVID și nu te vaccinezi când te duci în India. Am fost nevoit că asta era viața. Dar păi și ce dacă te duci la Taj Mahal, ești nevoit să-ți faci vaccin. Nu, că nu prefer să nu vă Taj Mahalul. Și nici oamenii care își fac nevoile pe stradă, mă rog, asta e o altă discuție. Deși, mă rog, okay, cultural da, poate... Revin. Domnule, vorbim totuși de o femeie educată, da? Nu vorbim de... Sunt mulți oameni care, îți repet, nu vreau să le dau nume, că sunt amici de-ai mei mulți, care nu și-au făcut, nu își fac vaccinuri antigripale în general, sau nu numai neapărat că se... Cred că dacă auzi că trebuie să se vaccineze pentru Zanzibar, s-a închis. Nu-i în fișa postului să-ți faci vaccin antigripal, Marius. E o chestie de opțiune. Lumea liberă cam așa e în lumea asta de democratică, cu capitalism, cu nu știu ce. Cam așa e, adică marea majoritatea oamenilor se vaccinează împotriva gripei, când e o, din asta, o epidemie de orice. Noi mai avem de lucru aici. Ție dar nu numai lumea capitalistă, și în lumea comunistă românească. Lumea comunistă românească. Era relativ banal până să te vaccinezi anumite lucruri. Până la o vârstă te rezolvau cu japca, vroiai, nu vroiai. Dar la noi mai funcționează și principiul ăla. Lasă, domne, că nu mi s-a întâmplat tocmai bine. Dar stați un pic, domnul general, și pe mine, eu nu sunt la fel de conspiraționist ca prietenul meu Savaliu, sunt și eu pe la 3 sferturi, dar încerc să mă ridic la nivel. Domne, ani de zile n-am auzit, repet, pe nimeni că a venit în Zanzibar bolnav de malarie în România. Ani de zile. Și har Domnului, dacă nici la noi n-ajung știrile, n-ajung la nimeni. Dintr-o dată, Răzvan, acum vreo 2-3 săptămâni, dacă nu mă înșel, a ieșit doamna Simin Florescu, directoarea Spitalului Victor Babie, să ne anunțe că brusc au apărut 4 cetățeni veniți din Zanzibar cu simptome de malarie și că sunt subtratați. Și de atunci, frate, zici că s-a spart seama. Da. Zici că au fost toți cazați în același loc și au venit toți acasă. Poate s-a întâmplat ceva cu țânțăria, modificat ce... Nu vă duceți... Așa prea, dintr-o dată, atâtea cazuri dintr-o țară care era declarată fără probleme, ridică un semn de întrebare, mai ales unde s-a operat genetic cu tot felul de... Investiția masivă în turism acolo nu are nicio legătură cu localnicii. Adică nu cred că e... No. Păi nu, sunt americani, sunt europeni. Sunt și români, stai liniștit. Și bun, ca sunt vreo trei vizori. Nu, sunt vreo trei vizori. Sigur, doi erau pe goană și au nimerit în delegația domnului Iohannis, dar n-a întrebat nimeni ce caută acolo. Adică nu mai ajunge, e periculos să ducem pe chestia. Zanzibar este o zonă turistică importantă pentru toată omenirea asta, care e pe ciclul nostru de climă, știți? Și o cam rezolv acum, da? Domnul și domnul, fiindcă toți suntem în domeniul medical,
Medicul cu 20.000 de diagnostice de cancer lansează un avertisment fără precedent. Este vorba despre cancerul turbo, țineți-vă bine, care face ravagii în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. Hai să-l ascultăm. There was quite a large subset of doctors who were developing extremely aggressive cancers. And cancers at an age that they shouldn't be getting. So, for example, there was a doctor who developed gastric cancer in his 30s. Presented at stage 4, he was dead in less than a year. Very rare brain cancers in young individuals in their 20s and 30s, medical students, medical residents. And these cancers would always present at stage 4, and they would always kill them in a matter of a few months, and it was always less than a year. And, you know, at first I didn't know, you know, what the term for this was or what the phenomenon was. I just started, you know, really paying attention to it, tracking it. I then, you know, realized that this is being called turbo cancer by people on social media. Turbo cancer is not a medical term, but it's a term that people came up with to really describe the extremely aggressive nature of these cancers in the COVID vaccinated. And these cancers behave completely differently, unlike anything I've seen before in my career. And I've diagnosed over 20,000 cancer patients in my career. I've never seen anything like this. I've never seen stage 4 breast cancers presenting in women in their 20s. I've never seen stage 4 colon cancers presenting in men and women in their, you know, 20s, 30s. Leukemias that will kill you in a matter of days or even hours after diagnosis. Lymphomas that, again, kill you in a matter of months. Și mister mare în jurul cancerului regelui Charles al Marii Britanii. Anunțul oficial despre boala regelui a fost făcut de Palatul Buckingham. Casa Regală Britanică a precizat că nu e vorba de cancer la prostată, fără a preciza unde este localizat, dar că boala a fost descoperită în timpul tratamentului recent pentru adenom de prostată. Avalanșă de tentative de fraude prin postări plătite pe Facebook. După ministrul energiei Sebastian Burduja și guvernatorul BNR Muguri Sărescu și ministrul transportului Sorin Grindeanu a anunțat că este victima unui deepfake. În trecut au apărut astfel de filmulețe și cu președintele Iohannis și cu premierul Marcel Ciolacu. Unii au făcut plângere la Facebook și la Google, însă companiile nu au văzut nimic în neregulă și nu au interzis ca filmulețele să circule. Hai să vedem un scurt rezumat. Astăzi, Banca Națională a României a avertizat că în ultima perioadă pe mai multe platforme și rețele de socializare au apărut postări deepfake care îl implică pe guvernatorul Muguri Sărescu. Videoclipurile folosesc fraudulos imaginea și vocea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul să facă investiții financiare pe o platformă inexistentă. Am plăcerea de a vă prezenta o platformă creată cu sprijinul Băncii Centrale a României pentru cetățeni și pentru țară. Astăzi ea devine disponibilă pentru fiecare cetățean român și are ca scop creșterea veniturilor cetățenilor noștri la un nou nivel. Nu este nevoie să ai abilități specifice pentru a obține profit, pentru că platforma este complet automatizată, iar investiția minimă este de 1100 de lei. Care este considerată cea mai mică pentru investiție din țara noastră. Prin urmare, investiția în această inițiativă nu este doar o investiție de bani, este o investiție în viitorul României. Mai multe falsuri au fost făcute și în numele premierului Marcel Ciolacu. Foarte multe reclame care apar pe internet se folosesc de imaginea primului ministru. Bună seara! Astăzi vreau să vă împărtășesc o veste minunată care sunt sigur că va schimba viața multora dintre voi. Primul lucru care trebuie spus este că acest program este benefic atât pentru stat
cât și pentru cetățenii obișnuiți. Țara noastră primește resurse suplimentare pentru dezvoltare, iar toată lumea are posibilitatea de a-și îmbunătăți viața. Înțelegem că, la început, poate părea prea frumos pentru a fi adevărat, dar rezultatele și feedback-ul utilizatorilor vorbesc de la sine. Acum, oricine a investit 1.200 de lei are posibilitatea de a primi un venit pasiv de 10.800 de lei pe lună. Filmulețe deepfake au apărut și cu președintele Klaus Iohannis și fostul președinte Traian Băsescu. Sunt eu sau nu sunt cel mai bun președinte pe care l-a avut și l-are România? Ești pe dracu să te ia, băi Iohannis. Abia vorbești, mutule. Cât am fost eu președinte, am furat. Și eu nu zic nu. Dar mai cu limită. De când ești tu președinte, ai furat tot. Ai îndatorat țara. Gura mică, băi marinarule. Eu sunt Klaus Iohannis, cel mai bun președinte al României. Băi, mutulică, dacă îți dau un pumn, poate ți se resetează computerul. Lasă, băi, Traiane, că mai fur ceva și împărțim amândoi. Ne vedem la un grătar și punem împreună țara la cale. Am o știre bombă să vă zic. Klaus Iohannis s-a apucat de cântat, dar îl las pe el să vă zică mai multe. Să facem ceva mai modern. Sper să vă placă și nevasta ca să fie mai modernă și-o pus ochelar. Dona, sperăm să vă placă. Toșmecherii bănăța n-a vrea să vină la poia ma, să las vândra de Iseviu și cu ea să fii viu. Măi ciobane, măi ciobane, știu că tu o faci milioane, ia-mă la Sibiu la tine, du-mă-n marginii mei. Și ministrul energiei a fost victima inteligenței artificiale. Sebastian Burduja a depus plângere penală împotriva utilizării tehnologiei deepfake pentru înșelarea cetățenilor în achiziționarea de servicii false de investiții în domeniul energiei. Fiecare investitor va putea primi incredibila sumă de 9.000 de lei pe lună, grație platformei de investiții inovatoare de la Enel. Enel este o companie internațională implicată în producția și distribuția de energie electrică. Investește minim 1.200 de lei și bucură-te de un venit lunar. Siguranța investiției tale este garantată de guvern. Primii participanți și-au asigurat deja o casă nouă și o mașină. Schimbați-vă viața chiar acum. Completați formularul de aplicare pe site-ul oficial și deveniți partea unui proiect de succes. Într-o astfel de situație se află și ministrul transporturilor. Sorin Grindeanu a susținut că a depus plângere penală după ce imaginea lui a fost folosită pentru a promova o vânzare fictivă de acțiuni la o companie. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică a lansat în ultima vreme mai multe avertismente despre acest nou fenomen. De la politicieni la jurnaliști celebri sau persoane importante din spațiul public sunt folosite pentru escrocherii. Să vorbim despre declarația ta senzațională privind crearea unei platforme bazate pe inteligență artificială. Scopul acestui proiect este de a arăta oamenilor că oricine poate obține profit din investiții, mai ales într-o țară bogată în resurse. Această platformă a fost dezvoltată de genii din companiile IT din întreaga lume. Esența este că platforma, folosind inteligența artificială, tranzacționează criptomonede și acțiuni ale companiilor globale, efectuând numai tranzacții profitabile, complet automat, fără implicarea umană. Un jaf de peste 25 de milioane de dolari a fost comis la Hong Kong cu ajutorul inteligenței artificiale. Hackerii l-au păcălit pe angajatul unei companii să transfere banii la cererea unor avataruri care semănau cu șefii lui într-o videoconferință. Abia după ședința falsă, omul a realizat că fusese victima unei escrocherii. Polițiștii chinezi au arestat în acest caz 6 suspecți.
ironic. Marius Pielea, nu știu, e foarte interesant. Bun, dincolo de alea de care ne distrăm noi, dar care la un dat s-ar putea să devină foarte ofensivă și dăunătoare în campanie electorală, că de una mai muțoie ea cântând, poți să ajungi la... le pune în gură niște lucruri de genul nu mă votați sau nu votați partidul meu sau mă retrag din cursă. Ce e mai îngrijorător, însă, din punctul meu de vedere, este folosirea unor imagini de persoane publice de la cel mai înalt nivel pentru a promova niște escrocherii, pentru că toate povestea, iartă-mă, FNI-ul și Caritasul erau pistol cu apă față de ce anunță așa zisele platforme. Guvernatorul Băncii Naționale. Guvernatorul Băncii Naționale, prim-ministru, ministrul transporturilor, ministrul energiei, da, și care recomandă teoretic niște acțiuni ale unor companii la care este și statul acționar, da, că se vorbește de hidroelectrica, de Enel, de ăsta le cunoaște lumea, da? Și ce interesant este că deși au fost reclamate cel puțin la Facebook, toate sunt sponsorizate. Asta e foarte interesant. Deci Facebook încasează Caraiman pentru promovarea acestor escrocherii. Facebook a spus că nu încalcă standardele comunității și le-a lăsat în continuare acolo. Au altă filozofie a libertății. Păi și eu mă uitam și au, la ea promovează tu în America un Caritas. Să vezi în cât timp te iau ea. Cu filozofia idealistă. Ileanu dă niște sondaje false, astronomice. Da, da, da. Te văd pielerule cu Simion 49% în primul tur. În campania electorală o să aveți foarte multe filmulețe, păi, de genul acesta. Da, frate, da, stai un pic. Că sunt eu tâmpit, cel cred... Prima va fi de primar general, acolo va fi horror. Bun, dacă sunt eu tâmpit, cel cred pe falsul Pieleanu și votez în consecință, e una. Dacă un om s-ar putea să, când vede acolo Enel hidroelectrica, îi săresc cu ciolacul dragi laci și apasă pe link și bagă pe formular și plată de card. Și plată de card. Ți-a zis, bagi, da, bun. Bagi 11.000 de lei și după aia ești banul sau pe viață. Bun, primele sunt la site-urile care promovează lucrurile astea și care găsesc. Da, și pe care nimeni nu le poate da jos, pentru că toate sunt de afară. Deci, am apăsat, social media are o problemă. Nenorocirea este că proprietarii și managerii de social media, deși sunt încunoștințați și sunt avertizați că se promovează pe bani, pe instrumentele lor de comunicare, care sunt Facebook, Twitter, dragi laci, așa mai departe, escrocherii dovedite și pe care le neagă ăștia, oamenii spun, frate, noi încasăm bani pentru ele, nu ni se pare nimic. Noi, stai un pic, promovăm o escrocherie aici. Promovăm sisteme piramidale. Sau chiar mai rău decât sisteme piramidale. România nu e sat fără câine. Are o autoritate națională declarată de control a internetului, care e unitatea Sibărin din SRI. Așa și? Lăudată că a primit miliarde de euro și are cele mai tari tehnologii la ora actuală. De ce nu se întâmplă nimic? Nu știu, trebuie. Înseamnă că alegerile vor fi fraudate cu aceste... A intrat deja concluzia. Manipulate cu aceste... Păi, dacă tu, stat care îți vezi demnitarii... Băi, stai un pic, nu că... Trucație într-un asemenea hal, nu intervii... Nu trucați în escrocherie, că nu mai vorbesc de la de viață personală. Înseamnă că e cu girul statului, eu nu pot să trag altă concluzie. Hai să ne înțelegem foarte bine. Pe Ciolacu îl divorțează ăștia în fiecare zi pe vreo 50 de site-uri. De fiecare dată de altă femeie. Poate o țintă... Pe Turcescu îl omoară din 2-2 săptămâni și azi la o gură pe Turcescu. Poate țintă să dea jos pe Ciolacu în sondaje și atunci îi bagă multe filmulețe, dar astea nimeni nu ia nicio măsură. Dar nu e niciun filmuleț, că e un link la un site extern unde te duce și pare un site românesc de știri, dar de fapt este un site străin și în care sunt numai știri false. Siberin nu poate să iasă să ne spună, domnilor, uite, vine de acolo și de acolo. Ce facem cu miliardele alea investite? Nicio reacție la nivel de... Ați văzut, chinezii au avut, nu știu, ori fi fost vinovat sau nu, dar au săltat 6 persoane. Deci autoritățile au avut o reacție și sunt convins că nu i-au la distanță. Cum ar zice Sorin Ovidiu Bănan în vremurile lui de glorie, banii înapoi și la pușcărie? O să apară un filmuleț cu Klaus Iohannis declarând stare de război. Război Rusiei. Da. Și nimeni nicio reacție, nu facem nimic. Deci, se pot transmite mesaje care se producă. Deci mie mi-au plăcut, deci am văzut astăzi un anunț de la Facebook, domnul Manole, mi-au dat lacrimile de emoție, și că au decis în urma multor reclamații și așa mai departe, că astfel de tipuri de filmulețe, cei care, mă rog, le promovează, vor fi obligați să spună că sunt modificate cu inteligența artificială. Și ce să facă? O să scrie
cu literele mici ca la contractul de la bancă de creditare că cu inteligența artificială, când pe tine te anunță premierul și guvernatorul să bagi 11.000 într-o chestie incertă, că-ți costă 9.000 pe lună, după eu cred că incertă. Trebuie văzută din două părți povestea asta. Pe de o parte, e o chestiune de care pe termen lung de educația populației, media literacy, și, cum se și zice. Și pentru că stresia ția pe la bani. Nu, o secundă, poți să se pare că șerătorie. Eu vă zic, o secundă, eu cred că bunica mi-o săracu când trăia, dacă i-ar fi spus cineva bagi 1000 de lei acum, ca 1200 ziceau, și o să primești 9800 sau 12.000 așa în fiecare lună, zicea, nu se poate, taică, fără muncă să plouă așa cu 12.000 de lei. Deci un om de bun simț de la țară, după vremea bunicului meu, Manule, nu credea avioanele astea. Mai tinere, aveți idee câți români au pierdut bani la Caritas și la FNI? Era ca să vă dau numai două dintre ele? Asta zic, și aia, ce sume? Aia o rezolvi în primul rând cu o anumită... Păi da, da, iertați-mă, nici la Caritas, nici la FNI n-au făcut reclamă la televizor, premierul, guvernatorul Băncii Naționale și așa mai departe. Acum sunt folosiți ăștia în reclame la niște chestii false, deci niște înșelătorii pe față. Există un precedent. Da, dar ce vreau eu să zic este că dacă fenomenul s-a putut fără social media, se poate și cu social media, înseamnă că soluția nu e despre mijlocul de comunicare, ci despre receptor, despre omul care trebuie să înțeleagă că nu poate să pui 1000 de lei, să-ți vină 10.000. Dacă nu se ia nicio măsură, înseamnă că ele sunt încurajate pentru a determina populația să accepte logarea în internet doar cu buletinul, cu ce mai zicea pe la Ministerul Informației pe acolo. Adică să ne facă să ne face semnături digitale și să nu mai navigăm pe internet decât în stilul ăsta, ca să aibă un control absolut. Dar știi ce face? Nu rezolvă problema, Răzvan, pentru că odată navigăm pe internet. Exact. Nu mai dau click pe inteligența artificială nu este normată nici pe planetă. Ce au zis de la Ministerul Digitalizării, că e așa, vor să... Erau de la PNL, parcă erau niște băieți care spuneau să nu mai putem intra pe internet decât cu autentificăm cu buletinul. Și asta înseamnă că nu mai dau click pe link-ul în care îi săresc cum îndeamnă să investesc. Și nu, dacă am de ce nu se ia nicio măsură și să lăsăm așa asta e întrebarea mea. Păi, răspunsul este în toată lumea. Inteligența artificială nu este încă reglată. Toată lumea se preocupă de la Parlamentul European. Dom'le, eu nu vorbesc de inteligență. Eu vorbesc despre faptul că imaginea primilor demnitari ai țării e folosită publicitar în discurcării. E atât de greu de înțeles? Da, absolut corect. Dom'le, închipuiți-vă că tot Isărescu era premier. Că pe vremea FNI-ului Isărescu apărea într-o reclamă a FNI-ului și spunea, dorm liniștit, FNI lucrează pentru tine. A apărut cecul. A apărut cecul, dar n-a apărut premierul în exercițiu, Marius. N-a apărut. Una e una, alta e alta. Dar tot dacă vorbim de vremurile alea, eu cred că avem un răspuns al unui celebru patron de presă. Domnilor, întăriți-vă statul. Despre asta e vorba. Revenim după o scurtă pauză, domnilor și domnilor, spectaculos cu intervenția de urgență a medicilor în criza de care a suferit Cornel Dinicu. Și o aberație în dosarul fermei dacilor, o interdicție imposibil de respectat. Și Putin în scutece, documentarul care aruncă în aer Kremlinul, rămâneți, merită.